ideea mi-a venit când mi-am dat seama că separatoarele astea de sens chiar te protejează de mașinile de pe contrasens și m-am gândit dacă cumva s-ar pune mai multe separatoare de sens în zonele critice, ar fi mai puține accidente de circulație. Și mai puține accidente de circulație înseamnă mai puține victime și mai mulți oameni care să ajungă la familiile lor întregi. Așadar m-am gândit să fac o acțiune prin care să mă chinu, să fie greu și să trag un semnal de alarmă atât pentru cei care participă zilnic la traficul de pe 85 pentru prevenție, cât și pentru autorități pentru a ne mai pune ceva separatoare de sens. Cam despre asta e bani. Ai un mesaj pentru șoferi? Am un mesaj pentru șoferi, da, sigur că da. Au mașini foarte puternice, sunt foarte multe tiruri, sunt foarte mulți copii care au luat permisul de conducere și ies pe 85. Evident că e o șosea care necesită o atenție sporită față de o autostradă, da? Deci trebuie să fii cu adevărat atent, nu trebuie să pui mâna pe telefon, nu trebuie să mergi foarte tare, trebuie să-ți respecti porunciile de trafic și de aici cred că, da, dacă toată lumea ar respecta lucrurile astea, ar fi mai puține accidente și mai puține victime.